Mulțumim, Domnule, că în dimineața aceasta suntem în casa Lui și aș dori ca să lăudăm din toată inima pe Domnul pentru că ce merită l-a dat. Amin. Aș dori ca în prima parte a rugăciunii să ne rugăm Domnului, ca Domnul să ne mărească credința. Amin. Pentru că ce avem nevoie de lucrul acesta și spune Biblia că dacă am avea credință cât un boc de muștar, am putea să mutăm munții, dar noi nu vrem să mutăm munții și vrem ca Domnul dimineața zilei de astăzi ne asculte rugăciunile la toți și să ne dea putere. Amin. Și în a doua parte a rugăciunii aș dori să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze fiecare suflet. Amin. Fiecare suflet care a intrat în dimineața aceasta în locașul acesta. Amin. De închinare. Amin. Și nu numai acest copilaș care s-a ajuns la binecuvântare, să ne rugăm unul fiecare ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Aș vrea să dau citire Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la apă de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că știu și cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața pătrânicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu se prinde de peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin.